Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost mic, adică falia Vrancea poate mai mult, slavă cerului că a fost doar atât, care s-a produs potrivit Institutului de Fizică a Pământului la ora 6:50:26. Astea sunt datele oficiale. Seism în zona seismică Vrancea. Ei spun că este semnificativ, cu magnitudinea 5,3 la adâncimea de 147,5 km. Adânc. Da. Adânc. Dar care e ideea cu ideea este adâncimile astea? Dacă e la adâncime mai mare, atunci se mai disipează energia pe măsură ce se răspândește, dar se simte la distanțe mai mari. Dacă este cutremur de suprafață, se simte mai apropiat de suprafață, un cutremur cu o intensitate mai mică, însă produs mai aproape de suprafață, poate fi foarte distrugător în zona imediat învecinată a epicentrului. Uh-huh. Deci un cutremur la adâncime mare se simte mai departe, dar trebuie să fie de o intensitate cu adevărat foarte mare ca să provoace pagube. Același cutremur, același seism de 5,3, dacă ar fi avut loc la, nu știu, 10 km adâncime, 20-30, ar fi putut provoca daune masive. A fost un cutremur de acest gen în Arad, cred, prin anii, sau în apropiere de Arad, prin anii 90. Mm. N-a fost de intensitate mare, dar s-a simțit foarte puternic și a provocat pagube, pentru că a fost un cutremur de suprafață. Dacă v-ați speriat, dacă l-ați simțit, dacă vreți să ne spuneți cum vă simțiți, puteți să ne sunați chiar acum la 0372069599 și mai avem o rugăminte. Noi știți că suntem niște burjui imposibili și toți avem iPhone. E bine, am primit multe mesaje de la voi. Mulți dintre voi ați primit o avertizare cumva pe sistemele Android, pe telefoanele Android, cu 15 secunde înainte să se producă efectiv sistemul. Da, mă, e ceva incredibil. Da, deci noi ăștia cu iPhone eram lăsat să murim aici. Da, mă. Uh-huh. Eu eram în redacție, îmi făceam treaba. Datoria, da, și Ioana zice, am primit, că a săltat scaunul odată cu mine, așa, și Ioana zice, cu tremur. Da, da. Zic, trebuie să fi fost. Și a zis, am primit, uite, am primit și notificarea acum 10 secunde. Da. Și eu m-am uitat la telefonul meu, nimic, mă așteptam să iau alertul, să nimic, țiuie, să alertul, nu, nu, au alertul peste 2 ore, da. Nu, ei pe nu alertul nu dă în caz de cutremur. S-au lăsat. Da. Nu dau în caz de cutremur, alertul nu dă. Era o aplicație care a dat una. Era o aplicație care a dat o alertă de asta cu tremur de 10 grade, dar nici aia nu mai dau nimic. Nu, nu. Zi. De unde e tu? Că zic, eu n-am nimic. Și mi-a zis, de la Google. Da. Mi-a zis, de când Google notificări? Ea nu știa, dar înțeleg că de la telefoanele Android. Deci dacă ne sunați 0372069599, spuneți-ne dacă ați primit alertă de asta cu 10 secunde înainte și vreau să știți și noi pe ce telefon, cum ați făcut să primiți. Și cum ați reacționat, că până la urmă cred că rămâi și te uiți la telefon, că nu... Da, adică vrem să ne panicăm și noi ăștia cu iPhone cu 10 secunde mai devreme, nu? Cristi, bună dimineața! Salutare, Cristi! Bună dimineața! De unde ești și ce ai simțit? Domnești? Da. Eram în casă la etaj, eram pe hol, pregăteam copilul să-l duc la școală, soția a ieșit din dormitor cu fetița noastră de un an, tu ai simțit ceva? Zic, da, parcă nu prea mai mergeam drept. Și soția zice că la mine s-a zgâstit patul într-un mare fel și cam atât, alertă pe telefon, nu. N-ai primit. Mulțumim. Uite, îmi scrie un amic, zice, s-a primit pe Android, n-au fost 15 secunde, au fost 2-3 secunde înainte, n-ai văzut-o, Andrei, trece timpul mai repede și este un sistem Android Earthquake Alert System. Și, da, pentru Apple, de ce n-avem? Trifanie din Târnăveni ne sună. Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Vă ascult cu cea mai mare plăcere în fiecare dimineață. Este postul meu preferat. La noi aici, în Târnăveni, în mijlocul Ardealului, Târnăveni e la 30 de kilometri de Târgu Mureș, 24 de Mediaș, 38 de Sighișoara. Așa. Nu s-a simțit nimic. Păi eventual, acum... da. Nevastă mea, când se tot întoarce în pat, câte dată mai. Uite, să știi că Călin din Finlanda și-a cerut scuze, zice că soacră s-a căzut de pe mătură. Căline. Robert, bună dimineața! No, bună, dragilor! Nu am simțit absolut nimic, deși eram în baie. Unde e? De unde ne sunt? Din Brașov. Din Brașov. Păi a fost aproape de Brașov, că am văzut, aici scrie la 74 de kilometri est de Brașov. O fi fost, dar nu s-a simțit nimic. Uh-huh. Deci ai nevoie de ceva mai puternic. Doamne ferește! Avertisment 5 secunde înainte pe canalul de Telegram de la INFP, adică Institutul Național de Fizică a Pământului, pe ăsta l-aveam și eu, dar am dezinstalat aplicația. Vezi, uite, Eugenia, bună dimineața! Bună, Eugenia!
Am un Android, un Samsung Android, bineînțeles, sistemul de operare și am primit avertizare. De la cine? De la ce aplicație? Nu știu. Asta, bine, auzite, la... Android Earthquake Alert System. Nu știu, n-am nicio aplicație. Probabil am o aplicație despre meteo, avertizare meteo. Probabil poate că de la aceea. Sistemul Android are... Da, mă, e sistemul de operare. Binevoitor. Opțiunea asta. Uite, la Ploiești... Mulțumim, Eugenia. Câinele lui Ionuț s-a manifestat ciudat cu câteva secunde înainte de cutremur. Deci e Android. Are câine Android. Da. Din Câmpul Lung, Mușel, ne sună George. Bună dimineața! Bună dimineața! Ia zi. Bună dimineața! Da, salut, ia zi. Câmpul Lung, Mușel. Da? Stăteam într-un camion la încărcat. Și am primit alerta cam cu 8 secunde înainte, am un Android. Aha. Chiar de la sistemul Android am primit alerta. Da? Alert Android pentru cutremure, parcă așa. Dar oare e localizat, adică oare în Ardeal s-a primit alerta de asta sau... Că în Ardeal nu se simt de obicei, cu tremurile care se petrec în Franța sunt absorbite de Carpați. Cred că ține de distanță. Acum nu dau seama cum calculează. Da. Nu știu dacă sistemul știe că-s munți pe aici așa sau... Hei, cu siguranță știe, doamne, iar trebuie Google Maps. Știe Constantin. Și unde e Catedrala Mântuirii Neamului, dar aminte. Constantin, bună dimineața! Neața! Bună! Tu ești din București. Ai primit vreun mesaj de alertă? Am primit mesaj, da. Dar în timp ce citeam mesajul s-a terminat cu tremurul. E ok, da. Ceva funny a fost că cei care eram trași nu l-am simțit, iar cei care dormeau s-au trezit. Da. Eram cu filmul la mare pe hol să plecăm și eu zic, bă, e cu tremur, că am citit pe telefon. Dar n-am simțit nimic. Și nevastă mea stare după zice, a fost cu tremur? Eu zic, nu, culcă-te acolo. Adevărul că a fost și scurt. Mulțumim tare mult, Constantin. Dar uite, îmi zice cineva aici că a primit cu 20 de secunde înainte de cutremur pe Android notificare și că în alertă erau și hartă și estimare de 5,5 și dacă te dai click îți spunea ce să faci să nu te panichezi. Păi și titlul mesajului a fost Earthquake near you, Săftica. Săftica, colegule, ai grijă. Păi e simplu, pentru că datele sunt strânse de la epicentru și după aceea până ajunge unda la tine, adică viteza luminii este mai mare decât viteza de propagare a undei seismice și așa se transmite, nu anunță înainte să se fi petrecut. Ci îți dă timp cele 10-15, depinde unde ești, 20 de secunde, până ajunge unda seismică la tine. Anca, de unde ești? Hello, Anca. Anca. Nu ne aude. Nu ne aude, Anca. Daniel. Daniel, bună dimineața. Salut, Daniel. Bună dimineața. Ia zi, Daniel. De unde ești? Am primit alerta din București, drumul Taberii. Am primit alerta cam 8 secunde înainte. Alerta destul de, cum să spun așa, vastă. M-a anunțat cu tremur în apropiere 5,3. M-a anunțat ce ar trebui să fac. Atenție, voi simți trepidații. Ce tare. A venit cu tremurul, a trecut cu tremurul, după care... A venit și un mic sondaj de opinie cu vreo 6 întrebări. Ți-a plăcut? Cum a fost? Da, cum a fost? Da, a fost mai zi, super, mai încerci. Sub masă. Da. Exact. Mulțumim, Daniel. Apropo de ascultătorul de la Târnăveni, care a spus că în partea aia nu s-a simțit, Laci zice că în Ardeal cu tremurul e mâine. Da. Mă rog, acum să știți că întâmplarea asta am scăpat ieftin. Deci un seism de 5,3, ok, a fost simțit, nu cred că a produs pagube, o să vedem dacă se anunță ceva. Dar cred că e o bună ocazie ca astăzi să ne mai întrebăm o dată și să verificăm ce trebuie să facem în cazul unui cutremur puternic, cu adevărat puternic, care provoacă pagube și pe care știți că îl așteptăm cu toții, din păcate, de atâta vreme. Dacă avem un kit de lucruri necesare, lanternă, baterii, apă, pătură, lucruri de genul ăsta, dacă avem un punct de reîntâlnire cu familia, în cazul în care suntem răspândiți prin oraș, sigur... Teoria este că într-o astfel de situație nu te apuci să suni pe nimeni ca să lași, într-o situație a unui seism grav. Nu te apuci să suni rude, prieteni, nu știu ce, cel puțin nu în prima jumătate de oră, în prima oră după ce se produce, ca să lași serviciile de urgență să fie apelate de cei care au cu adevărat nevoie. Nu cred că asta se va întâmpla, adică se va bloca tot, evident, dar dacă nu e nevoie să sunați pe cineva neapărat în cazul unui cutremur puternic, nu sunați, lăsați serviciile de urgență. Știți că sunt foarte mulți ascultători în Galați și eram îngrijorat că n-avea niciun telefon de acolo. Hai să închem cu Adrian din Galați. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Dimineața! Bună! Ai fost avertizat, bună, Adrian? Dimineața! Salut, salut! Da. Nu am o instalație aplicată, pur și simplu telefonul Oppo pe Android a venit
și m-a avertizat așa, cu tremur de 5,3 grade, 90,5 km în apropiere. Mm-hmm. Foarte tare. Mulțumim tare mult, Adrian. Sper că toată lumea e bine, că nu s-au produs pagube nicăieri. Mm-hmm. Și că ne auziți în condiții excelente. Asta voiam să zic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.